Bună, bine te-am găsit! Dacă ești rac sau ascendentul în rac, iată previziunile lunii iunie pentru tine. Uitându-mă așa la întreaga configurație a următoarei luni, țin să spun că primele 3 săptămâni ție nu-ți priesc așa cum te-ai gândit sau te-ai aștepta. Până când soarele va intra în semnul tău, iată pe data de 20, s-ar putea să fii nevoit să faci un pas în spate. Gândește-te că ai în casa a 12-a soarele, Jupiter, Venus, trebuie să stai puțin în banca ta, trebuie să te ocupi de cele spirituale, trebuie să te ocupi de sănătate și trebuie să stai departe de tot ce înseamnă oameni nepotriviți, situații nepotrivite. Să nu ai darul acela de a te sacrifica, de dragul de a o face sau de a încerca să salvezi în alții ceea ce n-ai putut să salvezi în tine. E bine să fim generoși, e bine să ne sacrificăm din când în când, e bine să facem bine celor din jurul nostru, însă binele forțat câteodată nu te ajută nici pe tine, dar nici persoanei căreia încerci să îl faci. Bun, primele 3 săptămâni, deci stai mai mult în banca ta, ocupă-te de cele spirituale și de tot ce înseamnă sănătate. După care, în ultima săptămână de iunie, s-ar putea să strălucești, să spun, pentru că soarele intră în semnul tău, Venus intră în semnul tău și cumva vei avea această dorință de a progresa. În prima parte a lunii, Marte în continuare în casa 10 și s-ar putea să-ți aducă anumite conflicte și neînțelegeri la serviciu, dar pe urmă intră în casa 11, ceea ce te va face să devii mult mai vizibil și mult mai popular. Acum știi cum e, când devii popular, nu o faci doar prin cele mai frumoase vorbe sau prin cele mai minunate fapte. Câteodată multe dintre acțiunile tale nu sunt înțelese și vei crea așa destul de multe, să zicem, unde în jurul tău se propagă așa tot felul de idei, dar important e că strângi oamenii la oaltă, îi motivezi, îi împingi de la spate și îi încurajezi. De asta vei fi destul de bun. Am o rugăminte la tine, finalul lunii ar trebui să te găsească mult mai atent în ceea ce privește modul în care arăți, modul în care te îmbraci, însă în același timp și atitudinea ta față de lume. Că s-ar putea spre finalul lunii să ai așa o trezire, să te gândești așa puțin la conștiința ta și să zici, domnule, da, uite, oamenii ăștia se poartă în acest fel cu mine și sau de fiecare dată reintru în această buclă. Dar de ce? Puneți întrebări și legate de tine, nu doar legate de ceilalți, pentru că în prima fază, când ni se întâmplă ceva, bineînțeles, căutăm vinovați. E cel mai simplu lucru să facem, să căutăm vinovați. Vă garantez eu că întotdeauna vom găsi, de la părinți, la bunici, la profesori, la educatori, la prieteni, toată lumea în jurul nostru este vinovată. Da? E, pentru o perioadă din viață este sănătoasă și această tehnică, să zicem. Dar la un moment dat, când tot repetăm aceeași chestie de-a lungul vieții, trebuie să ne trezim și să conștientizăm că și ceva din noi este spart, este problematic. Și acum, eu vă recomand, cel puțin în a doua parte a lunii, să stați cu ce e înăuntru vostru și este, să zicem, suferind, să vă ascultați, să vă înțelegeți și să vă creați o nouă atitudine, o nouă personalitate. Atenție, una mult mai vulnerabilă, una mult mai deschisă, una mult mai autentică. Și mai important ceva în luna iunie, trebuie să ieșiți din casă, chiar dacă vă convine, chiar dacă nu vă convine. Adică și dacă vă convine și dacă nu vă convine, trebuie să fiți cât mai sociabil, cât mai prezent în viețile celorlalți. Vă oglindiți mult în viețile lor. Iar la final de lună, dacă vreți să planificați o călătorie, s-ar putea să apară destul de multe încurcături. Aici, Radio DGNews.ro, un radio care se citește. Radio DGNews.ro.